Marea petrecere la Blajdor Suceava de Ziua Internațională a Copilului. Părinți, dar și prieteni s-au adunat pentru a sărbători copiii cu dizabilități din cadrul complexului terapeutic. La mulți ani, Blajdor, cu o nouă viață! Astăzi o să vă vorbesc doar două minute în calitate de președinte al Asociației Blajdor România. După cum cred bine știți, Asociația Blajdor România a fost înființată în anul 2002, iar prin deschiderea centrului pe care dumneavoastră îl vedeți, al centrului de zi pentru copii, am reușit în Suceava să dăm o altă viață copiilor și familiilor care au un copil cu dizabilități. La ziua festivă au participat multiple personalități sucevene, cât și reprezentanții, colaboratorii, dar și sponsorii acestei instituții, atât din țară cât și din străinătate. Au primit diplome, medalii și mulțumiri din partea președintelui Blajdorf, toți cei prezenți la eveniment. Astăzi, cu ocazia Zilei Internaționale a Copilului, vom încerca să le creăm câteva momente fericite copiilor noștri. Totodată, trebuie să mulțumim partenerilor noștri pentru această zi minunată, prefecturii, instituției prefectului județului Suceava, Consiliului Județean Suceava și Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului. Pentru a marca această zi, ne-am gândit că ar fi bine pentru cei care s-au implicat pe parcursul anilor în activitatea noastră să îi premiem, spunem noi. Pe parcursul anilor, fiecare dintre dumneavoastră cred că au primit premii, au primit medalii. Dar astăzi vrem să vă aducem un omagiu pentru toată munca și generozitatea dumneavoastră pe care ați dat dovadă în acești ani. Jocurile și concursurile de desen pe asfalt au completat această zi, care va culmina cu o discotecă și un grătar tradițional.